Extrema dreaptă din Franța conduce detașat în intențiile de vot în perspectiva alegerilor europene care vor avea loc în iunie, arată un sondaj realizat la comanda Euronews. O victorie zdrobitoare a extremei în fața partidului președintelui Emmanuel Macron va influența și politica de alianță din viitorul Parlament European. Este de așteptat ca extrema dreaptă din Franța, condusă de moștenitorului Marine Le Pen, să obțină un câștig uriaș în alegerile europene care vor avea loc în iunie. O astfel de victorie ar putea influența decisiv noile coaliții din Parlamentul European și ar putea duce la slăbirea forțelor pro-europene. Partidul Adunarea Națională se află pe primul loc cu peste 31% din intențiile de vot, urmat de formațiunea președintelui Macron Renașterea cu 17,5% și de Partidul Socialist cu 12,2%, arată un sondaj realizat la comanda Euronews. Extrema dreaptă, care face parte din grupul european Identitate și Democrație, ia având grație tânărului lider Jordan Bardella, în vreme ce Renașterea lui Emmanuel Macron continuă să piardă teren în ciuda eforturilor președintelui. În schimb, socialiștii stagnează, formațiunea politică fiind încă afectată de disputele politice din ultimii ani. Republicanii, care sunt afiliați Partidului Popular European, se află pe locul al patrulea în intențiile de vot. Stânga radicală, reprezentată de formațiunea Franța Nesupusă, a înregistrat o mică creștere în sondaje. Verzii au pierdut în jur de 2% comparativ cu luna martie. O altă formațiune de extremă dreapta, care face parte din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni, este condusă de Eric Zemmour, un scriitor și jurnalist ultranaționalist. Câștigul pe care l-ar putea obține extrema dreaptă din Franța ar putea afecta semnificativ viitoarea structură a Parlamentului European, punând mari dificultăți social-democraților, popularilor și liberalilor. Partidul lui Emmanuel Macron joacă un rol important în formarea marii coaliții pro-europene, având în vedere numărul de mandate deținut în prezent în Parlamentul European. Astfel, o înfrângere zdrobitoare în scrutinul din iunie ar putea destabiliza alianțele politice europene. Liberalii francezi par să piardă însă voturi în favoarea socialiștilor pe fondul nemulțumirilor sociale.